Colegiul Național Elena Cuza a găzduit astăzi un curs demonstrativ, gratuit, susținut de către câțiva specialiști Google. Participanții au putut învăța mai multe despre uneltele Google și cum se pot folosi eficient, dar și noțiuni aprofundate despre strategii de promovare și social media. Acest eveniment se organizează din anul 2016, din inițiativa organizației Junior CEMU International Craiova, adică JCI Craiova, da? Se organizează din 2016, de ce? Pentru că din acel an Google România a lansat seria de ateliere digitale destinate atât tinerilor de liceu cât și studenților, dar și angajaților din companii sau angajaților de la stat. Elevilor și studenților prezenți la eveniment le-a vorbit Mădălina Stănescu, trainer certificat Google, despre dezvoltarea afacerilor mici și medii cu ajutorul instrumentelor digitale. Ediția de astăzi, Atelierul Digital, o să prezinte o perspectivă asupra rețelelor de socializare, cum le folosim, cum ne ajută în promovarea unei afaceri, dar și în promovarea brandingului personal. Ce abilități, ce competențe dobândesc elevii și studenții după acest curs? După acest curs și, în general, după toate cursurile din programul Google Atelierul Digital, elevii, studenții, antreprenorii dobândesc abilități în domeniul digital. Învață cum funcționează motoarele de căutare, cum funcționează rețelele de socializare și cum pot să le folosească pentru a-și dezvolta afacerea. Deci depășim zona de uz personal al acestor instrumente și ne îndreptăm către zona profesională și le arătăm tuturor cum se pot bucura de oportunitățile mediului digital. Atelierul face parte din seria de evenimente dedicate promovării candidaturii orașului Craiova la programul Capitala Tineretului din România.